Capitolul 18. Iosafat a avut bogății și slavă din belșug și s-a încuscrit cu Ahab. După câțiva ani s-a pogorât la Ahab în Samaria. Ahab a tăiat pentru el și pentru poporul care era cu el un mare număr de oi și boi și l-a rugat să se suie la Ramot din Galaad. Ahab, împăratul lui Israel, a zis lui Iosafat, împăratul lui Iuda, vrei să vii cu mine la Ramot în Galaad? Iosafat i-a răspuns, eu ca tine și poporul meu ca poporul tău vom merge la luptă împotriva lui cu tine. Apoi Iosafat a zis împăratului lui Israel, întreabă acum, te rog, cuvântul Domnului. Împăratul lui Israel a strâns pe proroci în număr de 400 și le-a zis, să ne ducem la luptă împotriva Ramotului din Galaad sau să-mi văd de treabă. Și ei au răspuns, suie-te și Dumnezeu o va da în mâinile împăratului. Dar Iosafat a zis, nu mai este aici niciun proroc al Domnului prin care să-l putem întreba. Împăratul lui Israel a răspuns lui Iosafat, mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, căci nu-mi prorocește nimic bun, nu prorocește niciodată decât rău. Este mic ca fiul lui Imla. Și Iosafat a zis, să nu vorbească așa împăratul. Atunci împăratul lui Israel a chemat un dregător și a zis, trimite să vină îndată Mica, fiul lui Imla. Împăratul lui Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda, ședeau fiecare pe scaunul lui de domnie, îmbrăcați cu hainele lor împărătești. Ședeau în locul de la intrarea porții Samariei. Și toți prorocii proroceau înaintea lor. Zedechia, fiul lui Chenaana, își făcuse niște coarne de fier și a zis, așa vorbește Domnul, cu aceste coarne vei bate pe sirieni până îi vei nimici. Și toți prorocii au prorocit la fel zicând, suie-te la Ramot în Galaad, căci vei avea izbândă și Domnul o va da în mâinile împăratului. Solul care se dusese să cheme pe Mica i-a vorbit așa, iată prorocii cu un gând prorocesc de bine împăratului, cuvântul tău să fie dar ca și cuvântul fiecăruia din ei, vestește de bine. Mica a răspuns, viu este Domnul că voi vesti ce va spune Dumnezeul meu. Când a venit la împărat, împăratul i-a zis, Mica, să ne ducem la luptă împotriva Ramotului din Galaad, sau să-mi văd de treabă? El a răspuns, suiți-vă, căci veți avea izbândă și vor fi dați în mâinile voastre. Și împăratul i-a zis, de câte ori va trebui să te pun să juri că nu-mi vei spune decât adevărul în numele Domnului? Mica a răspuns, văd tot Israelul risipit pe munți, ca niște oi care n-au păstor. Și Domnul a zis, oamenii aceștia n-au stăpân, fiecare să se întoarcă în pace acasă. Împăratul lui Israel a zis lui Iosafat, nu ți-am spus eu, el nu-mi prorocește nimic bun, nu-mi prorocește decât rău. Și Mica a zis, ascultați dar cuvântul Domnului. Am văzut pe Domnul stând pe scaunul său de domnie și toată oastea cerurilor stând la dreapta și la stânga lui. Și Domnul a zis, cine va amăgi pe Ahab, împăratul lui Israel, ca să se suie la Ramot în Galaad și să piară acolo? Au răspuns unul într-un fel, altul într-altul. Și un duh a venit și s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis, eu îl voi amăgi. Domnul i-a zis, cum? Voi ieși, a răspuns el, și voi fi un duh de minciună în gura tuturor prorocilor lui. Domnul a zis, îl vei amăgi și vei izbuti. Ieși și fă așa. Și acum iată că Domnul a pus un duh de minciună în gura prorocilor tăi care sunt de față. Dar Domnul a vorbit rău împotriva ta. Atunci Zedechia, fiul lui Chenaana, apropiindu-se, a lovit pe Mica peste obraz și a zis, pe ce drum a ieșit duhul Domnului din mine ca să-ți vorbească? Mica a răspuns, vei vedea în ziua când vei umbla din odaie în odaie ca să te ascunzi. Împăratul lui Israel a zis, luați pe Mica și duceți-l la Amon, căpetenia cetății și la Ioas, fiul împăratului, și spuneți, așa vorbește împăratul, băgați pe omul acesta în temniță și hrăniți-l cu pâinea și cu apa întristării până mă voi întoarce în pace. Și Mica a zis, dacă te vei întoarce în pace, n-a vorbit Domnul prin mine. Apoi a mai zis, voi, toate popoarele, auziți! Împăratul lui Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda, s-au suit la Ramot în Galaad. Împăratul lui Israel a zis lui Iosafat, vreau să-mi schimb hainele ca să mă duc la luptă, dar tu îmbracă-te cu hainele tale.
Și împăratul lui Israel și-a schimbat hainele și s-au dus la luptă. Împăratul Siriei dăduse următoarea poruncă mai marilor peste carele lui: să nu vă luptați nici cu cel mic, nici cu cel mare, ci să vă luptați numai cu împăratul lui Israel. Când au zărit mai marii carelor pe Iosafat, au zis: este împăratul lui Israel. Și l-au înconjurat ca să lupte cu el. Iosafat a scos un țipăt. Domnul l-a ajutat și Dumnezeu i-a îndepărtat de la el. Mai marii carelor, văzând că nu era împăratul lui Israel, s-au depărtat de la el. Atunci un om a tras cu arcul la întâmplare și a lovit pe împăratul lui Israel între încheieturile armăturii. Împăratul a zis celui ce-i mâna carul: întoarce și scoate-mă din câmpul de bătaie, că-ți sunt rănit. Lupta a fost înverșunată în ziua aceea. Împăratul lui Israel a stat în car în fața sirienilor până seara și a murit pe la apusul soarelui.